Aveți senzația că vedetele, că persoanele publice nu au niciun fel de problemă. Nu e așa că da? Avem senzația întotdeauna că ne uităm la televizor, îi vedem pe coperta unei reviste, în paginile unei reviste și totul e absolut minunat. O familie frumoasă, totul e roz, cântă peste tot. Apropo de cântare, l-ați văzut mai devreme și pe Cristi Pup, alături de, de Napu, cum se spune în bandul lor. Pare totul absolut perfect. Ei bine, nu e chiar așa. L-am luat pe Cristi aici lângă noi pentru că are o poveste absolut extraordinară, ruptă din realitate pentru că este realitate. Și o să vreau să ne povestească experiența prin care trece. Și pentru că povestea lui este atât de frumoasă, dar câteodată apar și probleme în viață, l-am invitat și pe Ensar Duman, specialist în de toate, că mai nou aud că se pricepe la toate. Așa că cei doi vor avea așa un fel de destăinuire, dar nu despre fete de data aceasta, pentru că amândoi sunt în relații super stabile, ci vor vorbi despre cum se simt ei. Cristi, în paranteză fie spus, este finul nostru, l-am botezat pe cel mic, pe Vlăduț, așa că am avut ocazia să aflu din interior că există o problemă de sănătate. Hai să vedem despre ce e vorba, Cristi. Română, Oana, bună ziua, domnul doctor. Nu sunt doctor, te spui Ensar, sunt consilier medical. Așa, ok, mă gândeam, era cu gândul la... A fost pe vremuri în capul meu o mare problemă, acum s-a mai diminuat puțin. De ce? Pentru că acum 4 ani și jumătate am fost diagnosticat cu diabet și în ziua în care am primit acest diagnostic am zis că s-a sfârșit, am umblat cu copilul care era foarte mic în brațe prin casă, l-am rămas bun, de ziceai că m-au trimis pe eșafot și în seara urmau să mă execute. Pentru că am văzut reacția doctorilor în momentul în care mi-au luat glicemia, zice, auleu, ai 500, ești în comă glicemică, du-te repede la spital, dar cu ce să mă duc? Păi cu ce ați venit, cu mașina? Auleu, și mai rău. Păi bun, și cu ce mă duc? Păi mergeți cu mașina. Păi mă duc sau nu mă duc cu mașina? În fine, într-un final, timp de 5 luni am făcut insulină, de 4 ori pe zi. Ne oprim puțin la prima parte, eu confirm, pentru că l-am întâlnit pe Cristi chiar în acea perioadă. Recunosc că era efectiv cerul căzut pe tine. Da, era căzut cerul pe distrus, mine. Distrus, efectiv. Nu știam, știam de diabet, tatăl meu avusese diabet, dar niciodată nu crezi până nu ți se întâmplă ție. Zice, hai mă, ce, nu mănânc zahăr, dar nu e doar zahăr. În fine, am căzut de sus și am stat de vorbă eu cu mine și am zis, bă, trebuie să existe o rezolvare și nu am să mă las și oricum nu am să mă las, eu nu am să părăsesc această lume cu diabetul în mine. Eu am să părăsesc această lume sănătos. Știu cum sumă, mi-o asum și sunt foarte hotărât să fac chestia asta. Asta înseamnă să-ți dorești să trăiești cu adevărat. De la 10 înțepături pe zi, în fiecare zi, adică 4 insulină și 6, cel puțin 6 glicemii luate, am ajuns la doar 2 pastile pe zi, and counting, și sunt foarte hotărât să mă vindec. Eu în capul meu oricum eu sunt perfect sănătos și abia aștept să fac chestia asta pe mine. Este ca un experiment și abia aștept să împărtășesc și cu toți ceilalți, pentru că sunt atât de mulți diabetici care suferă, unii în tăcere, unii cu voce tare, fiecare cum poate el. Dar fiecare suferă cumva, că îl deranjează, că ai mânca o bucățică de tort și faci un sacrificiu, o mănânci și se face rău după ce o mănânci. Povestește-mi puțin, cum ți-ai dat seama că ai... Păi am ajuns să beau între 8 și 10 litri de apă pe zi.
Adică... Deci îți era sete permanent. Permanent, permanență. Astea sunt semnele, da? Acum luam gura de apă, acum mi se usca gura. Zic, bă, dar ce se întâmplă? Și încet, încet am mai zis oamenilor din jurul meu. Și ce ai diabet? N-am cum să am diabet. Altceva în afară de sete? Ba da, m-am dus să-mi fac ochelarii că nu mai vedeam bine. Și peste 3 zile m-am dus să-mi ridic ochelarii cei noi și am pus la ochi și am dat jos. Am zis, vedeți că din greșeală mi-ați făcut altă rețetă. Zic că mă doare foarte tare capul. Zicea, n-are cum. Când mi-a luat din nou, mi-a consultat ochii, doamna doctor, zice, nu știu ce s-a întâmplat, e prima dată în viața mea când pățesc așa ceva. Nici eu nu știam despre ce, încă nu știam normal, despre diabet. Da. Mi-a dat niște ochelari mult mai tari, mult mai puternici, cu care am văzut foarte bine pentru următoarele 2-3 săptămâni. Ensar, așa e și ăsta este un indiciu, un semn? Să știi că sunt semnele și mai multe. Dar da, astea două sunt reale? Astea două sunt reale. Hai să vedem ce alte semne mai aveai. Noaptea, din cauza deshidratării continue, pentru că acum beam, acum o și eliminam așa, făceam niște cârcei de nu puteam să dorm. Era iarnă și mă lipeam, nu mai știam ce să fac, mă lipeam cu piciorul de caloriferul fierbinte până simțeam că sfârie pielea. Luam magneziu. Ceva aveai în degete? Nu mai țin minte că mă durea atât de tare că putea să mă mănânce orice, că nu mai simțeam din cauza durerii. Ce să aibă? Mâncărime. Are și mâncărime. Există și mâncărime. Talpa diabeticului, cum da. Se spune, da. Exact. Se poate, dar din cauza cârceii nu mai simți acea mâncărime și dacă o ai. Cu tot magneziu din lume pe care l-am luat și cu orice, da, foarte, foarte greu. Abia după ce am început ușor, ușor cu insulină și cu regim pe care mi l-am făcut singur. Eu îmi cântăream mâncarea, eu știam carbohidrații, mi-am făcut calculul după calculul universal și după 5 luni de zile... Știu că la întâlnirea respectivă, când practic ne-ai spus, de obicei, când se întâlnesc rudele, mai beau un păhărel, nu? Atunci Cristi a zis, nu, eu nu. Cum a fost... Asta cu alcoolul n-a fost o problemă, că eu și așa nu sunt... Îmi place să beau un șpriț când mă văd cu oamenii, dar nu este obligatoriu. Cu mâncarea? Cu mâncarea în zi de azi mie îmi sună alarma la ore fixe ca să știu să mănânc și să-mi iau medicamentele. Pe vremea aia, încă la ora 10 seara, îmi suna să mănânc un măr verde. Aveam alarma de măr, da. Inclusiv de măr. Aveam mic dejun, prânz, cină plus mărul de la ora 10. Se întâmpla de deci pe scenă practic, cu Mihai. Practic mâncai sănătos în noul stil de viață. Nu dau seama viață. Dacă mâncam sănătos, dar mâncam foarte calculat. Îmi calculam pâine, calculam cartofi, orezul, varza, mazărea, tot ce conținea carbohidrat. Evident că n-am mai mâncat dulce deloc. Deci practic ce nu mai mănânci și ce poți să mănânci? Nu am mai mâncat nimic cu zahăr în perioada aia, absolut. Pâinea mi-o făceam eu în casă, ca să fiu sigur că nu e din comerț și că nu are pâine și fiind făcută de mine, știam, eu o făceam. Calculam cartofii și tot ce găseam. Mi-am luat un cântar din ăla mititel de bucătărie pe care puneam farfuria și mâncam. Dimineața cam 40-45 de carbohidrați, pe la prânz în jur de 80 de carbohidrați până într-o 100 și seara iară mă mențineam între 40 și 50 de carbohidrați plus mărul. Să nu uităm mărul verde de la ora 10 seara. Aia era. Și aia era mâncarea mea pe zi. Nu trișam, îmi trebuie da, să niciodată. Da, interesant, Ensar, că mărul seara... Da, bine, verde. Era măr verde, am vrut să nu... Deci puțin zahăr. Puțină fructoză. Da, exact. Puțină fructoză. Are un pic, dar nici nu poți să tai direct, da. Că dezechilibrezi organismul complet. E o chestie și persoanele... Gândiți-vă, oamenii este obișnuit într-o viață, se mănânce, se guste totul. E foarte greu să tai totul odată. De acord, am fost foarte dezorganizat în privința mesei, toată viața mea. Diabetul 2, nu pot să-i spun că fericire, dar din fericire putem să rezolvăm. El este unul din în comparație norocos. Cu tipul 1 de care am vorbit da. Data trecută. Era tipul 1, care exact. Din naștere, din copilărie apare. La domnul Cristi, exemplu, a apărut după anumite vârste. Diabetul se apară de la un șoc, supărare, sau neatent mâncare,
poate de la băutura. Sunt mai multe factori. Unde te regăsești? Și pe cealaltă parte și este genetic. În, nu mai știu ce zis înainte de băutură. În mâncatul... Stres? Supărare? Șocul? Nu știu dacă supărare, dar stres și mâncat haotic, acolo mă regăsesc după 4. Eu am 52 de ani acum. Oh, bravo! Și sărisem, arată bine, nu e sar pentru vârstă. Nu arată 52. Da, sărisem de 45 de ani când a venit diabetul peste mine. Dacă ar fi să dau vina pe ceva, este doar propria mea persoană, propria mea minte, cap, pentru că am mâncat haotic și am și trăit un pic prea boem, un pic mai boem decât artist, ar fi așa, fost. Viața lor chiar e într-un haos. Ei n-au noapte, ei n-au ziua, deci am văzut și din jurul meu prietenii cântăreți, la fel. Deci, are mare dreptate. Nu odihnește. Problema e și somnul, nu există. Exact. Dar, cum a zis și dânsul, adineaur este și partea genetică. Clar. Ai auzit? Adică am tatăl, auzit da, și din familie. Tata a avut și are și mama, dar amândoi și la mama și la tatăl meu s-a declanșat foarte târziu, după 60 de ani încolo s-a declanșat diabetul. La tine s-a adunat și oboseală, s-a adunat o viață, cum ai tu, artist. Puțin. Sunt mai multe, sunt mai multe factori, dar... Eu vă spun acum. Astăzi am vorbit cu Cristi pentru că... Știa până acum operație? Stai să spun. Recunosc că e foarte greu să știți în situația noastră. Așa poate de la televizor pare simplu. Dar nu orice persoană publică vine să-ți spună aici în față: da, am o boală. Trebuie mult curaj și... Timp de 2 ani de zile puneam capul castruțul în pământ numai dacă zicea cineva: cred că domnul are diabet. Acum intru în restaurant și zic la chelner: vezi că eu am diabet, să nu cumva să-mi aduci cola cu zahăr. Bravo! Dar direct de la ușă, să nu avem discuții. În momentul în care l-am sunat pe Cristi și i-am spus de faptul că abordăm acest subiect în emisiune, i-am spus: știi, există o soluție. Care? O operație. Nu se poate, nu cred. Am auzit, dar vreau să-mi spui. Eu am auzit de operații. Acum aveți posibilitatea să povestiți. Și cu toată lumea cu care am vorbit, inclusiv cu doamna doctor, am să-i spun numele, nu pot, că este doamna doctor Ștefan, este diabetologa mea, este o senzațională. Am vorbit inclusiv despre transplant de pancreas. Am vorbit, zice, da, e foarte bun, dar nu vă imaginați că scăpați de pastile până la sfârșitul vieții. Păi zic, atunci n-am făcut nimic. Noi la transplantul nu. Adică ei sunt medici, nu pot să vă contrazic, dar nu e cazul. Așa, și ea mi-a zis, dacă doriți faceți, dar și ea zice, nu e cazul. Am auzit și de operații, dar pentru oameni supraponderali, care prin operație de micșorare de, așa nu veneam cap, mă scuzați, de micșorare de stomac, și-au tratat și diabetul de tip 2, dar nu știam de alt gen de operație. Uite, acum Ensar este rege. Așa, abia aștept. Acum să nu vezi. Nu pot să zic că sunt rege, dar mă simt că împlinit. De 10 ani de zile, din 2013, bat lucrul acesta. Mă bucur că ziua de astăzi discutăm aici lucrurile acestea. Oamenii încă gândește că dacă se rezolvă stomacul, rezolvă și diabetul. Nu e. Micșorarea de stomac nu este... Am crezut că e doar o coincidență. Nu este operație de diabet. Da, asta știam. Eu cum nu înțelegeam de ce stai stomacul și oamenii, rezolvă diabetul. Eu când îi spun, vine, discutăm, domnul zice, cu tare locuri am văzut cu nu știu ce sumă, că e micșorarea de stomac, au făcut... Da, zic, o perioadă, da. Se rezolvă. După un an, doi ani, începe să revine. Deci, înțeleg că în România nici nu se fac asemenea intervenții, deci e normal să nu fi știut. Povestește, te rog, mai avem câteva minute în care chiar vreau să te rog să lămurești și pe cei de acasă. Știu că pare, nu așa, se face. Pare așa un film artistic, cum adică diabet operat și... Da. Câte un jurător am luat eu, acum 6 ani, 7 ani, a fost blocat Facebook-ul meu, când excroc, când minte, când nu e medic, nu știe ce să vorbească, dar mă bucur că am reușit. 2011 am operat un prieten de-al meu, un cetățean turc în Reșița, încă trăiește, foarte bine, nu are diabet. Un domn, prieten, am devenit prieten din Botoșan, e un domn cunoscut, 2015 au făcut diabet.
Nu e vorba de micșorele stomac. Dar cum se face, practic? Este ce? Interpoziție ileal, se numește. Așa, adică? Schimbă locurile, intestinul subțire, încearcă doctorul să începe să funcționeze din nou pancreasul cum au funcționat și înainte. Deci nu este o chestie ascunsă. Da, ce păi întâmplă după, practic? Așa băbește, ca să înțelegem. Ce? Pe partea medicală. Pe partea medicală, dacă intru și eu, foarte multă lume nu o să înțelege. Nu, explică-mi mie, care nu sunt medic, deci, ce se face? Se schimbă locurile, intestinul subțire, unde se leagă cu pancreasul. Și se schimbă și senzorul, stomacul, capătul stomacul, unde se leagă. Deci ei face interpoziție, ileal se numește, ca să începe să funcționeze din nou, să nu mai aibă nevoie insulină sau să nu mai aibă nevoie medicamente. Deci medicamente, insulină o să scoatem după operație direct. Eu nu mai fac insulină. Repet, la oricine folosește insulină, noi scoatem. O lună, două luni după operație, prima control, a doua control, o să scoatem și medicamentul de doctorul 1, că după operație, corpul nu înțelege ce se întâmplă. Până se obișnuiască metabolismul, se mai dăm anumite mic, jumate sau un sfert, până se reglează. La un moment dat mă sună pacient și zice, domnule, zice, a căzut la 70, la 60. Zic, lăsați medicamentul atunci, numai. O lună, două luni. Eu vă spun, sunteți tânăr, foarte multe medici, dacă vedeți, zice că, domnul, nu sunteți de candidat, că nu aveți kilogramele plus. Că, dar repet, toți mi-au zis treaba asta. Dar eu vă spun, putem să operăm. De diabet, nu de micșorele stomac. Păi cât e ora acum? 15 la cât putem începe? La 7? E în ordine? Da, cu condiția da. Să fie în direct aici la Prima TV. N-am nicio problemă. Noi mergem în Turcia, facem prima zi analizele. A doua zi mergem la shopping, dar merg și eu în bazar. A doua zi facem iar check-up, colonoscopie, endoscopie, verificăm totul, tot corpul, check-up se numește. După aceasta, dacă vedem că nu există niciun risc, al treilea zi dimineață, deja punem la operație. Operație există ori Da Vinci, robotic, ori laparoscopic. Durează în jur de 3 ore, 3 ore jumate. Dacă operăm cu Da Vinci, refacere este mai repede. Dacă laparoscopic, e puțin mai diferit față de robotic. După 3 zile, scoatem din spital, mai rămâi încă 3 zile în Istanbul, atunci facem shopping. Atunci mergem, Cristi, ce zici? Ne plimbăm, mergem la shopping și rezolvăm. Deci am la ora actual peste 1000 de pacienți din România care s-au operat, care deja foarte bine. Adică mă vede în avion, în restaurant, vine, mă ia în braț. Și înțeleg că toți cei 1000 au renunțat la pastilă și la insulină, nu mai au diabet? Cine a avut grijă, da. Grijă la ce? La alimentație? Sau o la... perioadă, o lună, două luni, trei luni, maxim 6 luni de zile, există un regim. Un regim, perfect. După 6 luni de zile, ce mănânc eu, mănâncă și om. Asta garantez. Nu are nimic interzis. Nu mâncare, poate să fie atât de rău acest regim. Și mâncare arăbească și lipie orice. Sau busec. N-am și mai mâncat baclava de 5 ani prima, de zile. A doua, a treia luni este un pic. O lună este pasat supă una alta, după aia schimbăm. A doua lună începe să mănâncă și pui. A treia lună deja începe să mănâncă. Adinaur, am zis că cine ne ascultă, omul se duce după 2 luni de zile mănâncă sarmale sau mănâncă pui prăjit. Nu merge. După aia spune, domnule, nu mă simt bine. Dar fumez. Lângă aceasta te duci, locul de se duce să face altceva. Mănâncă prăjit una alta, atunci nu. De-aia zic, 4-5 luni, atenție, după aceasta vă așteaptă o viață mai lux, mai cu confort. După există posibilitate, dacă nu au grijă oamenii... Da. Ce riscuri sunt? Riscurile sunt foarte multe. Diabetul, să se întoarcă de unde au plecat? Nu vorbim de cine e operat. Cine nu e operat... Așa, ce riscuri dacă sunt? Dacă nu are grijă, Doamne ferește, există oamenii care au pierdut picior, degete începe, picior începe. Sunt foarte multe persoane, vederea se pierde. De asta și spun, diabetul este o boală care ascuns. Noi credem că cu insulină, cu medicamente tratăm, nu tratăm. Ținem sub control. Exact. Dar eu spun, este posibilitate, oamenii poate să facă aceasta și se scapă. Da, posibilități probabil că sunt multe.
mai citam despre remedii naturiste, despre tot felul de variante. Clar, mers la medic. Noi suntem și practic suntem pentru medicina oricum ar fi ea, dar important e mergeți la medic. Mulțumesc tare mult! Noi mulțumim! Mulțumesc frumos, Cristi! Și eu îți mulțumesc din tot sufletul. Cu mare drag! Felicitări pentru ce faceți voi în domeniul medical! Să rămânem!